Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Bunicuța Brand, partea a doua. Căci vom fi biruitori. Numeri, capitolul 13, versetul 30. Iată continuarea istoriei lui Evelyn Brand. La vârsta de 70 de ani a primit înștiințare de la sediul misiunii că nu îi vor mai da încă un mandat de 5 ani. Ea însă a avut o atitudine ca a lui Caleb, căci vom fi biruitori. Au dat o masă pentru a sărbători timpul ei petrecut în India și toți cei prezenți au aplaudat-o. Călătorie plăcută spre casă, i-au spus cu toții. Vă spun un mic secret, a anunțat ea, nu mă întorc acasă, rămân în India. Evelyn avea o cocioabă construită din materiale pe care și le-a procurat de pe unde a putut. Apoi a cumpărat un ponei pentru a cutreiera munții, astfel că această septuagenară călătorea călare dintr-un sat în altul pentru a le spune oamenilor despre Isus. A făcut lucrul acesta timp de 5 ani pe cont propriu. Într-o zi, la 75 de ani, a căzut și și-a rupt șoldul. Fiul ei, eminentul Dr. Paul Brand, i-a spus: Mamă, ai parcurs un drum onorabil, Dumnezeu te-a folosit, a sosit vremea să renunți, te poți întoarce acasă. Ea însă a răspuns: Nu mă întorc acasă. A petrecut alți 18 ani călătorind dintr-un sat în altul, călare pe cal. Căderile, contuziile, bolile, vârsta nu au putut-o opri. În cele din urmă, când a atins 93 de ani, nu a mai putut călări. Așa că oamenii din aceste sate, întrucât o iubeau foarte mult pe bunicuța Brand, au pus-o pe o targă și au purtat-o dintr-un sat în altul. A mai trăit încă 2 ani, pe care i-a petrecut așa dusă pe targă, ajutându-i pe cei mai săraci dintre săraci. A murit, dar nu s-a pensionat, doar și-a sfârșit alergarea.